Românii din Viena au participat la începutul acestei săptămâni la prezentarea unui proiect dedicat personalităților române care au avut legături cu Viena în perioada 1683-1918. Evenimentele au avut loc în contextul aniversării a 13 ani de la sfințirea Bisericii Sfânta Înviere din capitala Austriei. Au participat delegații Ambasadei României la Viena, dar și reprezentanței bisericilor ortodoxe surori și ai altor culte. În prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim a fost prezentat proiectul Românii de seamă din Viena de altădată 1683-1918. Dintre cele 320 de nume și chipuri de seamă amintim pe domnitorul Șerban Cantacuzino, Tudor Vladimirescu, Nicolae Voicu, Zenovie Pop, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ciprian Porumbescu, regele Carol, George Enescu, preotul Pavel Boldea sau Ana Voileanu Nicoară. Am putut să reușim să prezentăm în mod festiv rezultatele unui proiect de cercetare care a durat peste 2 ani împreună cu câțiva cercetători despre personalități românești care au trăit la Viena, care au studiat aici într-o perioadă de 235 de ani, din 1683 până în 1918, am descoperit 320 de români de seamă. În cadrul evenimentului, violonistul Tudor Andrei a susținut un recital.